Bună seara, bună seara, prieteni, bun găsit la o nouă întâlnire pe Tony și Delca Show. În seara asta avem un invitat surpriză și pentru mine, nu chiar surpriză, că am aflat între timp câte ceva despre el. Este vorba despre Montana, care are un canal, se numește Montana Vlog, da? El este personajul Montana. A început vlogăreală în urmă cu ceva timp, a început-o la mișto să pare și în scurt timp a reușit să crească acest canal la maxim și a ajuns de la zero la undeva la 200.000 de utilizatori, ceea ce mi se pare fantastic. Pe vlogul lui, pe canalul lui de YouTube găsim chestii ciudate, aș putea spune, de la vloguri, de la comentarii despre, de la, până la film, serial și o mulțime de minunății, de concursuri, de show-uri online. O struță Camila, aș putea spune, dar fantastic e că acest canal a bubuit, bam, și deodată extraordinar. Prietenul Delca îl cunoaște pe Montana, eu mai puțin, e prima oară că m-am auzit și m-am văzut cu el acum câteva minute. Se pare că e un tip super ok și vreau să-l aduc direct aici în live. Bună seara, dragul meu, îl aduc și pe Cătălin. Neața. Bine ai venit pe canalul nostru. Neața bună la toată lumea, bine v-am găsit. Noi ne cunoaștem, frate, de pe Rahova, de pe astea de frați de sânge. Am copilărit, cum ar veni în ghilimele, împreună. Nu, de Montana stătea la înăuntru și te aruncai chiftele cu praștea, sau cum? Nu, a fost genul de om de... Băi, e maxim omul ăsta. A avut multe, cum să spunem, multe critici și pe muzică, cu ceea ce a făcut el, că vezi, Doamne, că bă, ăsta nu are apropo, voce. Apropo, stai două secunde, Montana, am zis că tu ai și un canal de muzică, nu? Da, am un canal de muzică. Montana, am văzut că ai Montana Oficial și canalul Montana Vlog. Da, da, da. Eu am făcut muzică din 94, dar serios m-am apucat, pot să spun, din 2012, așa, când am venit eu în România și m-am stabilit în România oarecum, cam atunci, 2014 chiar. De unde ai venit? Din Germania, după ce m-am eliberat, m-am dus în Germania. Vreau să zic pe aia, scuză-mă, vreau să zic pe aia. De unde ai venit? Din pușcărie. Ai eliberat, să înțeleg că ai fost militar acolo. Am fost militar, da. Militar, și... în termen, cu termen, s-a terminat termenul și ai venit acasă. Da, și am plecat în Germania, nevoit fiind de situație, unde am muncit, na, curățenii în hoteluri, ajutor de bucătar, ce am putut eu pe acolo. Ideea e că am rămas legal și am căutat să-mi refac viața, după care m-am întors în România. Eu aveam visul ăsta cu muzica, am început să-mi fac canalul de YouTube, l-am început de la 10 abonați, acum am aproape 100.000. Unde mă 100 că sunt mai mulți? Pe canalul de muzică am... Da, scuze, 98.000. Am crezut că pe Montana Vlog zici. Da. Uite. Bună seara din Germania, salutări, numai bine. Adică... După care, nici nu știu, cu tine m-am cunoscut înainte să mă apuc de vlog. Adică, noi când am făcut piesa aia? Că el a apărut într-un videoclip muzical de-al meu. Ăla, păi de-aia n-a apărut pe la nicio televiziune. Cine mă, eu am apărut și în transmisie, ești nebun. După Montana, după a fost. După Montana. După. După care am cam renunțat la muzică, m-am concentrat pe vlog, după care am zis să fac pasul următor, să nu mă complac la... Deci după ce ai făcut tu vlogurile și toate nebunile, ai scos piesa cu KTO. Și atunci am început să fac cu telefonul, ca oricare probabil, după care am vrut să-mi iau o cameră de filmat, mi-am luat-o, m-au ajutat abonații să-mi iau prima cameră. După pe care, după aia mi-ai vândut-o mie. Ție ți-am vândut-o. Da? Ce te-am prostit să mor eu? Da, dar și eu am vândut-o. Sper să nu mă vezi. Ăla de ți-am vândut-o, nu? Glumesc. Și am luat tot mai multe scule, am avansat mai mult în tehnologie, am învățat mai mult să editez, să montez, să filmez.
am învățat toate tehnicile și am zis, hai să trec la pasul următor sau mă complac pe fotoliul ăla în care eu mă filmez și vorbesc despre pușcărie și îmi vin banii. Și mi-era deja scârbă de mine, adică nu știu, ajunsesem la faza aia în care, bă, cât dracu tot să o trag de păr, știi ce zic? Da, e important că asta, e căutat să evoluezi, să mergi mai înainte și Păi nu, și faza era felul următor, că poveștile lui, după aia povestise și poveștile la tovarășii lui și deja se terminaseră, gen, în ghilimele, știi? După aia mai aveam o variantă. Să-i mint. Și n-a mai vrut. Și n-am mai vrut. N-am vrut să-i mint, doar ca să fac un bănuț frumos. Și am zis Uite, ok. biserica cum face, că ne minte de sute de ani și splin de bani, mă, frate, nu mă gândeam să mă fac mincinos sau preot, că nu mi-e clar nici mie. Și Preo minținut e ok. am zis, ori mă opresc, ori trec la altceva. Și am încercat un film serial. A fost Da, bocancul asta puțin cam fost, mare. vrea să ajunge și acolo. Ai făcut un film serial, chiar l-am văzut azi dimineață, azi dimineață ieri l-am văzut. Filmul are două sezoane, primul sezon două episoade, al Ai doilea sezon trei episoade. Chiar vorbeam cu Delca și povesteam și, cum spuneam și mai devreme, am rămas plăcut impresionat de faptul că era filmat profesionist. Eu am crezut că ai filmat cu o casă de filme, ceva, cu niște producători de film. Știi că, mai ales că știam de la Delca, am cunoscut niște băieți în Timișoara care sunt geniali, foarte tineri, au investit tot ce au făcut ei, au făcut două filme, toți banii care au câștigat pe filmele alea, au investit în aparatură, în tehnologie și sunt minunați, au făcut niște chestii extraordinare. Și mi-a lăsat impresia cumva că ai fi lucrat cu ei. Ca să aflu înainte de emisie, acum că de fapt tu ai fost operator și cum că un puș de vreo 10 ani. Da, care era foarte talentat, adică să nu... Excepțional. Avea 18 ani, dar era foarte capabil. Da, Dan. și Să nu întrebam mai vorbim, cine să nu cum. mai vorbim, să nu mai vorbim că tot scenariul e scris de Montana, regia e făcută de Montana, adică atât de bun sau de prost cum ai văzut tu ăla din perspectiva ta sau a celorlalți, e făcut de Montana. A fost bine gândit și serialul, a fost pus pe picioare ok, a fost un pic construit în stil telenovelă. Da. Când discutam mai devreme de ce s-a oprit sezonul 2 la episodul 3 și nu a avut o finalitate, povestea trebuie să vedeți, serialul se numește, Recidivist. era să zic Montana, Recidivist se numește serialul. Are două sezoane, primul sezon două episoade, al doilea trei. La al treilea episod din sezonul 2, să rămâne povestea cumva în aer, când n-ar fi trebuit să rămână. Și l-am întrebat pe Montana, de ce ai făcut chestia asta, te-ai oprit acolo? Acolo s-au terminat banii, asta e clar. Omul a investit banii lui, nu alte chestii. Da, Și el, Montana chiar a investit banii lui. întotdeauna știți cum e, socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg. Și vrei Asta a să spun fost. o chestie acum, să spun ție în exclusivitate, ca să zic așa. Eu cu Montana am discutat treaba de apariții. Da. Și m-a întrebat Montana și de tine, bă, dacă ar vrea Tony să apară în filmul ăsta, cât merge? Și eu ți-am spus suma pe care ți-ar cere-o Tony. Da. Și Montana mi-a spus, nu pot să-i dau suma asta niciodată lui Tony. Pentru că Tony e Nu-mi un actor permit. profesionist. Da, nu-mi permit. Nu că Pentru să nu se că interpreteze altfel. e din banii mei, e film propriu, e... Na, și nu pot să-i dau banii ăștia. Adică eu nu o să câștig niciodată banii din dau lui Tony, gen, în filmul ăsta. Și Da, și atunci... așa era. Da. Da, și atunci Montana a făcut filmul cu X, cu Y, cu Z, cu Am cine a înțeles că a putut. fost făcut cu prietenii tăi, cu cunoștințe, cu amici și eu la un moment dat Da. mă întrebam, zic, băi, să vedem acolo și niște suflete de actori, că erau câțiva care interpretau într-un mod deosebit și zic, bă, dar restul parcă recită versuri, știi, că săraci timorați în fața camerei, bă, și Da. da. Aia erau cumva încheia personajului, că erau niște infractori și dacă ne uităm bine la magraoni ăștia, la magraoni, cum să zic, la cum le chema acum, Butelic sau cum le chema ăștia? Dar n-am mai zis tu mă, ce Bombardieri, stai mă vezi că te genul de mutare ca bombardieri. geapicale. Nu, genul de bombardieri și mă uitam, cam limbajul ăla limitat era acolo, dar Da. zic, e încheia personajului.
era interpretul din clanul țigănesc, bosul lor. Deci omul să vede că-i trecut pe viață, până Da, grele, da, da, da. ce a avut el Majoritatea din ei. de la topor, de la satâr, de la lui trenul, ce a făcut și cu capul un pic așa și cu... Și Mod, mă știi? uitam că avea un limbaj elevat, ziceai că-i cel puțin duce, dacă nu conte. Știi, de aia vorbeau cu Dele Smoc, cu Pățigănește, cu alea, cu Cocălăreală și el vorbea, Băi. zice, inginer. Deci aia a fost la spart. Dar Da, fază că fiind. așa e și în viața de zi cu zi. Da? Da, mă, dar fii Adică, atent. foarte Da. Fii atent, interesant. Montana. Montana, fii atent. Mă duc la Trăzniții, filmez la ei și Tony ce îmi zice. Fii atent, că la Trăzniții e așa. Regizor, scenarist, draci, laci și Tony. Așa enumerăm. Și Tony. Tot timpul e și Tony. Deci tot timpul e și Tony. Spui așa, auzi în, tot timpul auzi acolo. Tăiați! Și vine Tony. Nu, că las-o așa. Cum zice Tony, știi? Deci tot timpul era cum zice Tony. Și când auzea cum zice Tony și Tony făcea, bă, dă ceva în țigănește și băgăm noi subtitrare sau nu știu. Zic, bă, nu pot să dau, că după aia poate se interpretează greșit sau nu știu ce, că te duci și zici că eu fiindcă low chisorilor în serial acolo, că, băi, omule, gândește-te la o chestie. Deci eu mă duc să filmez cu oamenii ăștia. Eu am atâția ani, sunt născut în 93, ăsta e în 69. Da, mulțumesc. Eu i-am văzut pe ei tot timpul la televizor, de când sunt copil până am ajuns să filmez cu ei. Și mă duc, ce scenă crezi tu când dau ei mie? Nu mi-o dă cu Tony, nu mi-o dă cu cine vrei tu în serial, cu Emma, nu mi-o dă cu Chioretă, nu mi-o dă cu... Mi-o dă cu toți. Bă, cu toți. Cu toți actorii de serial și îmi dă scenă. Și tu trebuie să faci așa. Și eu când intru, gata, textul învățat, gata, intru acolo, S-a blocat Cătălina, nu mi s-a făcut zice, atent că dacă te pierzi, te uiți pe, cum se numește, prompter, nu? Prompter. Aveam prompter acolo să te ajut de te el. Te uiți pe prompter, ții ideea și da, zic, Tony, pe nu mi-a o idee, nebun la cap. Și mă duc, mi-arunc ochii în ăla. Nimic. Cum i-a luat ochii de prompter, s-a terminat. Pământ. Pământ. Trac. Bă, nu, interesant. Eu n-am avut trac de cameră. Stai, Victorie, eu n-am avut trag de camere, eu am avut trag de actori acolo. Erau Băi, omule, erau toți actorii cu care eu am crescut. Tu ești nebun la cap, adică înțelegi? Da, da, deci da, da. Eu pe toți care am văzut din copilăria mea până am crescut și am ajuns să joc cu ei, eu am văzut acolo și erau cu mine în scenă și eu trebuia să fac ce trebuia eu să fac. Și dă stop regizorul, mi explică Tony cum trebuie să o fac, regizorul cum zice Tony, știi? Adică Tony era regizorul și producător și ce vrei tu acolo. Și zic, gata, așa o fac. Dar în capul meu era gata, așa o fac, dar capul meu nu era nimic, era zero. Dar ia fii atent, mă, stai că vreau să beau o bere. Scrie cineva, da o bere dacă mă salut. Salut, Gabi, berea, acum da. Să vin. Nu... Ce vreau să spun? La mine a fost altceva, că am ajuns toți acolo pe platou de filmare. Și cam nimeni nu știa nimic, adică, băi, ok, suntem aici, hai, ce facem? Plecăm sau filmăm? Hai să filmăm. Și, bun, sezonul 1 s-au văzut mici greșeli, multe greșeli și de filmare și de montaj. Și sezonul 2 s-a văzut montana, dar de oameni care știu. Dar sezonul 2 am învățat din greșelile sezonului 1 și deja îl îmbunătățisem. Sezonul 3 sunt sigur că ieșea mai bine decât sezonul 2, pentru că evoluă. Da, tot timpul, corect. Tot timpul este mai bine. Dar oamenii, știi cum e? Tu cunoști muzică, să zic așa, și cunoști unde sunt greșelile. Așa și Tony, așa și altul. El vede greșelile dintr-un... Sau eu îmi dau seama acum, după ce mi-a spus Tony că te uiți în prompter, eu mi-am dat seama acum de un actor care, când a schimbat privirea sau nu știu ce, mi-am dat seama, s-a uitat în prompter, nu mă știa, știi? Da. Acum eu cunosc toate treburile astea, da. Na, mai așa nici prompter n-am avut. De unde dracu prompter, mă, că la voi a fost făcut pe low budget? Dar nu, a fost deci chiar super bine prompter făcut. Te mai folosești la studiou sau la platou, dar în niciun caz pe filmările exterioare n-ai cum. Povestea e că băieții, pentru niște începători care s-au aflat prima oară în fața camerei și pentru voi care prima oară ați făcut așa ceva, a ieșit ceva deosebit și mie chiar mi-a plăcut. Am rămas cu regretul că s-a oprit acolo la episodul 3 și a rămas povestea în aer.
Dar ziceai că vrei să continui cu Bara. Dacă vrei să o să vin și eu să joc la tine în Eu m-aș bucura, Tony. Eu m-aș bucura să veniți. Eu mereu îl disper pe Cătălin, da? Da, bă, eu am față de țigan, dar asta nu. Nu merge în seria. Cine nu merge? Că dacă Tony. O fac pe de-aia, așa știi cum. Păi trebuie să-l facem țigan pe Tony. N-am mai din două mangeanța găjimu, crezi că te mă regaje, Tony, aticale. Aia, nu, că nu știu franceză, nu mă luați. Ideea e că la Recidivist am avut o distribuție mult prea mare. Am creat o poveste care se împărțea pe multe clanuri. Pe multe povestiri. Fiecare personaj, am vrut să-i dau la fiecare personaj o poveste a lui, o identitate a lui. Nu doar să fie acolo, haide umplutură. Fiecare personaj a avut o poveste. Pe mai multe planuri în paralel și atunci asta ți-a consumat din resurse și din... Exact. Da. Când am venit eu la tine, cine ți-a citit ție scenariul? Și m-ai întrebat, bă, Delca, e bun scenariu? Și eu, ce ți-am zis eu? Bă, zic, păi stai mă, Delca, un pic, adică tu i-ai citit scenariul, el l-a scris și tu l-ai citit? Da. Și i-am cerut cu părerea. Nu știe că citească, știe numai să scrie. Bă, i-am desenat acolo frumos. Cu... Și a fost, deci era atâta emoții în scenariul lui și cum l-a creat și cum... Dacă erau niște actori profesioniști, ăsta lui rupea, jur că rupea. Oricum îți zic ceva. E greu să iei actori care toată viața lor au fost la teatru și să vină să-ți interpreteze un rol Știi că ți-am zis treaba asta. Exact. Noi doi am avut discuția asta. Și ai zis, hai bă, iau atunci fie chat. Niciodată nu o să poți, pentru că ai vrut să iei un personaj pe care nu l-ai luat și eu ți-am zis, fii atent că te-ai actor de teatru și dacă îl iei, nu o să poată să interpreteze, pentru că la el ce-a văzut. Nu e valabil universal chestia asta, sunt exact, mulți actori exact. Pe care pot juca și film, exact. Dar am întâlnit actori care au jucat zeci de ani în teatru și când au venit la platou de filmare, n-au putut să lege două propoziții. Exact. Exact. E teama de cameră, e emoția. Sau e altă variantă de actori. Actorii care n-au terminat o școală. Fii atent, ce sfat am luat eu de la Tony. Eu de la Tony când m-am dus și m-a văzut Tony, cum fac? Eu sunt slab față de alții. Foarte slab, super slab. Dar Tony mi-a spus, dacă tu n-ai făcut o școală de teatru până acum, nu mai fac. Pentru că tu deja ești cooptat, da. Să zic așa. Și dacă te duci la teatru, ceea ce ai învățat până acum cu mine, cu X, cu Bobonete, cu Dracu și cu cine ai învățat, totul se duce de râpă. Pentru că te învață acolo și vii acolo și faci, Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te lauzi la tot și să începi să spui poezii, știi? Tonalitate. Zic, Tony, exact. Și mi-a spus Tony, dacă tu deja ești cooptat într-un proiect sau nu știu ce, nu te mai duc acolo. Tony Ionescu nu are facultate de teatru. Bobonete nu are facultate de teatru. Și da, vorbim de artiști mari, Ștefan Mihelescu, Brăila, Ilarion Ciobanu. Ăștia vechi nu i-am mai pus. Ăștia vechi nu i-am mai spus. Dar oamenii ăștia n-au facultate de teatru. E un talent născut, sau cum se numește? Născut, așa se zice, nu? Te naști cu asta bine, trebuie și educată, dar numai cu ce te-ai născut nu e ok și nu faci treaba. Oricum, ce treabă faci cu ea? Simțul umorul lui nu se tocește, ca să o stabilim. Deci nu se nasc toți oamenii cu un talent pentru comedie, ca să ne înțelegem. Se nasc oameni cu talent pentru dramă, pentru nu știu ce, dar sunt talent născut, așa se numește. Uite, eu vă spun ceva. Cea mai mare provocare pentru mine nu ar fi să fac un film science fiction. Uite, zice Rose zice că pe Delca îl văd într-o șatră. Deci... Nu un film science fiction ar fi o provocare pentru mine, că îl fac în After Effects și ți-l fac. Un film de comedie ar fi o mare provocare pentru mine și un risc și m-aș teme și mă tem să fac un film de comedie. Mă, vrei să facem noi un film împreună? Noi, de comedie, uite noi suntem trei persoane pe live. Da. Eu cu Tony, ceea ce discutăm nu e treaba noastră și noi ajungem la un consens. Tu ești de acord să facem un film împreună? Ești sigur că poți să-l faci cu noi? Tu te adaptezi după noi? Te adaptezi după noi, nu după mine, după Tony, te adaptezi?
Lasă-mă, că cine lucrează cu mine se adaptează repede. Vezi că e foarte greu să lucrezi cu Tony. Toți oamenii de lucrează cu Tony, toți fug de el pentru că omul ăsta improvizează. Tu vii cu scenariu. Tu vii cu scenariu, ca să te fac să înțelegi. Vii cu scenariu, vii și eu pe lângă el, actor învățat de Tony, și tu ne dai textul. Și Tony mi-a spus așa, băiat, femeie, piață, mașină. Eu atât am reținut. Băiat, femeie, piață, mașină. Și eu, după ideile alea, mi-am făcut scenariu. Deci, nu mă interesează scenariul tău, mi-a dat cuvintele cheie unde trebuie să termin ca să preia următorul actor. Am înțeles asta, acum ascultă-mă. Pentru că oricum, dacă fac dialoguri scrise și ți le dau, chiar dacă sunt amuzante, tu poate cum le interpretezi nu va fi amuzant. De-aia e bine la un film de comedie să faci improvizare. Bun, bine că ai deschis subiectul. Avem cineva aici chiar pe subiect, ia uite. Aș vrea să mă fiu la școală de șofere. Foarte bine. Hai ca să spun o chestie. Să dătea scenariul de la scenarist, da? Și apărea și îi trimitea lui Tony. Și da. Tony venea cu, da, gata, Tony, gata. Și gândătea ăla, dubla 1, bag, motor, acțiune, motor, și intra și începea Tony, nu mai avea nicio legătură cu textul și râdeau și cameramanii și regizorul și scenaristul, că nu mai dătea nici, și că gata, așa rămâne ca Tony. Păi ce poți să mai spui? Dacă ce-a dat Tony pe tablă e mai bun decât ceea ce era deja pe tablă, e foarte bine. Da. Asta face Tony, ăsta e Tony. Deci ăsta e Tony, ca să înțelegi. Dar nu eu să scrii, dar foarte mulți scenarii și regizori și nu știu ce nu poate să lucreze cu Tony, pentru că n-au cum. Da, nu, povestea e în felul următor. Eu am lucrat toată viața pe improvizație mult și s-a întâmplat să-mi vină și actorii în platou și să lucrez cu ei și păi da, dar mie mi-ați dat textul și nu era așa, suna altfel. Zic, da, da, dacă este ceva bun, improvizăm. Și la un moment dat, nu mai știu cine a fost, o actriță chiar a zis, zice, dacă îmi vine să spun aici ceva, pot să spun. Doamnă, spuneți, dacă iese funny, o păstrăm și rămâne așa. Dacă nu, nu o băgăm. Și asta nu e o problemă. Și am repetat de două ori și am jucat. Porba a fost excepțional. A început să improvizeze Rodica Popescu, Bitănescu, parcă era. Și era atât de încântată că, Doamne, mai vin la voi. Și până atunci n-a vrut să calce pe acolo. Ce vreau să spun? Și la Sfierbinți e făcut pe improvizație. Nu știu cum a început, dar a continuat pe improvizație. Nu e făcut deloc pentru că e un scenarist foarte bun și poate îl știți cu toții, dar omul ăla scrie extraordinar. În schimb, Bombonete e foarte bun ca actor și improvizator. Bună seara, Montana, te pupă vara ta. Ia uzi, Ana. Absolut, poate. Mă, verișoară, ce faci, mă, că ți-ai și gura ta. Ia uite aici, Montana. Nu putem să citim de asta. Eram pe episodul Experimentul Cușca și am primit notificare și când am văzut despre ce, că e despre Montana, am deschis o fereastră nouă în Chrome să mă uit pe la neapărat. Mulțumesc! Da, măi, când vorbim de comedie, e nevoie de improvizație. 100% sunt de acord. Ascultă-mă mai o chestie legată de ce mi-ai spus de el, de Tony. Eu am un proiect. Tu gândește-te că eu am lucrat cu Țigani, Sportiv, Smart 2, Bombardier. Mă, temerame, Janau. Odată am lucrat și m-am înțeles bine cu toți și încă suntem prieteni. Și nu a fost o discuție în contradictoriu pe platou. Doar adică cu unul. Doar cu unul care a greșit el. Nu mai contează. Hai să nu mai facem reclamă și aici. Corect. Da, nu contează. Deci mă refer că am lucrat cu oameni mulți deodată, chiar dacă nu am experiență ca și regizor sau scenarist. Am făcut față situației. Legat de colaborarea mea cu Tony, da, e normal să-l las să improvizeze. Și e normal că improvizația lui va ține cont de povestea în sine, cursul narrativ al poveștii. Că dialogurile sunt 100% improvizate, nici nu-mi pasă, mă și bucur. Stați un pic. Hai să vă spun o chestie. Tony, de exemplu, poate să improvizeze cu actorul cu care a mai lucrat. Pentru că omul își reține în cap ideile principale și unde trebuie să treacă actorul următor, dar
Dacă Nu, el e vorba schimbă. de mine. E vorba de oamenii Nu. cu care lucrez, care n-au lucrat Așa, niciodată cu exact. proprietate, nu vor putea să facă chestia asta meci. Exact. Tony păstrează ideea principală unde trebuie să ducă actorul următor, dar când zice chestia așa o zice diferit, actorul de urmează și a învățat textul și Tony nu-i dă aceeași replică de final. Dar eu dă cu poveste. Când divaghezi pe o replică, adică te duci din replica pe care o aveai, te duci în altă direcție, la sfârșitul replicii trebuie să te întorci la finalul pe care l-aveai înainte ca să-și poată exact. la următoarea poveste. Exact. Eu asta l-am învățat de la Tony. Și până să ne învăț de la Tony, eram așa. Da. Păi și eu ce zic, bă? Eu ce zic acum? Da. Good vibes. A, dar nu e problemă, pentru că oricum ai două camere, stânga-dreaptă și oricum poți fa, chiar dacă deci, te opri, mă interesează. Tu ca actor, dacă ți-ai învățat textul și joci cu Tony, Tony vine așa și spune, băi Montana, tu trebuie să te duci la pușcărie să spargi lanțul. No, și Tony no, te dă cumva. Stai un pic, ca să explicăm să înțeleagă toată lumea, că tu mă dai pe mine exemplu. Nu, astea sunt niște chestii normale care se fac la film. Regizorul dă niște indicații, știi? Eu dacă am făcut pe toate, le-am făcut pe toate, am făcut și montaj și regie și operatorii o leacă și alea, cam știu cu ce să mănâncă. Și atunci am o idee completă în cap. Eu când spun cuiva ceva, omul știe de ce se duce acolo. Pentru că eu îl trimit la un cadru unde nu mi iese din imagine, nu aia, nu te ridici atât, nu te miști brusc. Da, nu? Da. Și dacă îl mai joc și pe test, i-am dat 1000 de indicații, l-am zăpăcit. De-aia trebuie să fie. Și regizorul la platou trebuie să fie. Și coordonator de platou și tot. E complicat, știi? Spuneai tu, filmezi cu două camere, nu? La o filmare de genul ăsta se filmează cu minim 3 camere. Înțelegi? Depinde de situație. Un plan, un contraplan, cam asta e povestea, știi? Ca să fie complex, să ai de unde tăia material să montezi. Bun. Un film. Da, bun, hai. Am povestit destul despre asta. Zi. O scenă de film începe cu cadrul general care prezintă locația, personajele, ambianța necesară, după care se trece pe cadrele middle. După care se trece pe close-up ca să vezi expresiile feței și așa mai close-up departe. Close-up înseamnă duroplan. 30 de milimetri, 50 de milimetri. Groplan, după care revin 16 mm sau 10 mm și ai terminat scena. E o matematică simplă. Da, poți să complici situația să o faci cu 16 camere de filmat. Poți să filmezi și de sus, nu e nicio problemă, depinde ce vibe. Nu, Montana, greșești un pic și spun de ce. Spune-mi, dacă pentru că sunt niște reguli ale televiziunii. Da. Pe care cel mai bine, dacă îl invităm într-o seară pe prietenul nostru, cum îl cheamă Tony? Cameramanul tot de suflet. De ne-a filmat până la rând. Așa, frerătuci, cum îi spunem noi, dacă vine frerătuci, ne explică toate nebunile astea. Și când există o regulă simplă. Regula de 180 nu, de grade. Nu e atât de simplă, crede-mă. Așa am crezut și eu, Montana. Și omul ăla când vine, deci îți face din telefon. Bă, omule, îți faceți în telefon? Eu zic, bă, frere, lasă-mă dracu că filmez și eu, uite, că iau telefonul așa și fac cadru așa și fac... Și zice, frere, nu e așa. Și începe, frere, cu daia, cu manual, cu daia, vine așa, face așa și iese cadrul de film. Nu degeaba fac operatorii facultate, înțelegi? Că sunt niște chestii complexe acolo. Iese cadrul de film de telefon. La plan, la detalii, la spate, la loc, cum compui cadru, unde ți-i personajul în cadru, de ce îl filmezi cu capul tăiat, de ce îl filmezi groplan, de ce îl filmezi prin capul groplan. Și te întreabă, ce vrei, ce scenă vrei să tragi? Tu spui dramă și tu o filmează în așa fel încât te duce și aia și e dramă, e cu slow motion, e cu ce vrei tu, ți-o dă așa, ți-o dă invers, te întoarce, vine de sus, vine de jos. Deci... Omul e pregătit pentru așa ceva. Da, bun. E de apreciat ce ai făcut acolo și eu ți-am zis, mie mi-a plăcut maxim ca imagine de montaj și ca filmare a fost super fain. Singura problemă a fost cu interpreții, dar acum, ținând cont că știu ce s-a întâmplat, e chiar de lăudat. Tony, tu trebuie să ții minte doar un lucru, ca final așa, de subiect de discuție. Dacă mai avem o jumătate de oră, ho. Știu, dar de subiectul ăsta mă refer. Eu am fost autodidact. Tot ce ați văzut că am realizat eu am învățat din tutoriale de pe YouTube. Nu m-a învățat nimeni, că nu are nimeni nerv cu mine. Da.
E de apreciat, Singur e am foarte bun. învățat să fac sound design, să fac orchestrație, să fac editare, cut-uri, color grading și așa mai departe, singur tot, nopți și nopți și nopți și nopți întregi. Ca să vezi ce mix master face și alte chestii face. Povestea pentru cei de acasă, să știți că e o industrie întreagă în spatele unei filmări, nu e totul chiar așa simplu și marele merit nu e numai al actorilor, al interpreților, ci și a regizorului, a scenaristului, a operatorilor, a celor de la montaj care stau în spate zeci, dacă nu chiar sute de ore să prelucreze acele imagini și să le aducă la calitatea pe care le vedeți. E o muncă titanică în spate. De-aia îi explicam și lui Cătălin acum câteva luni, zice, bă, facem noi un serial pe zi. Băi, Cătă, nu e așa simplu cu două Nu. telefoane, filmăm un serial, că nu iese. E complicat, lumină, trebuie să ai raport la lumină, la alea, că nu tragi și Spune. poate nu tragi două scene în aceea zi, din Cum aceeași spunea locație. maestru, un flec, m-au ciurit. Da, știi, povesteam cuiva că a fost nu știu ce mare regizor, mi-aduc aminte, asta mi-a rămas întipărită în cap, avea o scenă filmată, un apus de soare între doi munți, într-o crevasă de munte, ceva, un apus de soare și chestia aia putea să o prindă acolo numai o dată la o jumătate de an. Și aștepta 6 luni să prindă chestia aia acolo, să filmeze la ora exactă, la aia și să fie și vremea cum a avut el cadru cu un an în urmă. Înțelegi? Da. Deci asta mi se pare fantastic. Și acum să fac filme în 2 săptămâni. A filmat o chestie acum 2 săptămâni, cred că, cu Tony și am făcut noi niște cadre gen ce face Delca, ce face Tony. Și mulțumim pentru donație, Radu. Și îmi zice Tony, îi zic lui Tony, bă, vezi că am schimbat hanoracul, adică n-am mai luat cum se numește Tony ăla când faci. Acord, n-ai avut acord. N-am mai avut racord, aveam anorak alb și după am avut negru, ești prost. Bă, Da. dar a fost că racord alb, gri, am avut alb Greșelile și astea negru. s-au făcut în filme de Hollywood, greșeli. Da, s-au făcut în filme de Hollywood și eu zic, și după aceea când am văzut că eu am montat clipul și zic, bă, Tony, am anorak negru, ce fac? Și Tony zic, dă-o așa, dar dă-o peste 7 cadre să nu se mai observe, știi? Da. Să păcălește ochiul. Mai greu cu lumina la Tony, se reflectă prea tare. O Hai să vă problemă. mai spun o chestie, ceea ce nu știți mulți. Noi aveam chestia asta la stand-up comedy când ne duceam. Tony, avem foarte multă minte și tot ce vreți voi, dar el are și altceva, ca poți să le arăți Tony ce ai în cap? Cum? Ce ai tu Să în le cap, în afară de minte? A, m-am certat și cu nevastă, mi-a zis că am numai de asta. Creață sau nu știu cum îi zice. Mulțumim, Radu Călin, mulțumim frumos. 2 lire să trăiești, să iubești ce vrei tu. Iubim toți oamenii ăștia de ne donează. Bă, știi cum e cu haterii, Montana, că tu știi cel mai bine, crede-mă. Vin oamenii și spun că, bă, puneți dracu mâna la muncă, faceți ce faceți. Bă, noi muncim la clipurile alea. Montana a muncit la serialul ăla și a muncit mult de tot. Și a muncit poate o săptămână asta și a chemat oameni să-i verifice, să vadă cum joacă, cum dragi, cum nu știu. Cu repetiții, am făcut repetiții, frate. La a doua Da. parte, ce ți-a La a spus eu doua ție? parte am făcut repetiții. Bă, tu ai primit niște sfaturi de la mine și au Nu, fost eu am bune, ținut cred eu. cont eu cred că asta e și apreciat la mine. Eu am ținut cont nu doar de sfaturile tale, de sfaturile tuturor care au fost constructive. Eu țin cont. Pentru că eu știu că Absolut. mereu am ceva de învățat. Știi? Da. Nu am ce să învăț de la o înjurătură sau o jignire. Nu mă interesează. A se Dar. observă imediat dacă un serial făcut pe genunchi. Bă, serialele se fac în felul următor, cu buget sau fără buget. Pe genunchi înseamnă fără buget și Da. ceea ce a făcut Montana a făcut super bine pe genunchi. Da. Deci, credeți-mă. Eu când Da, fac un nu, cred că scenariu. se referea la producțiile de televiziune, gen astea, Exact, da. Dar vreau să show-uri, spun, văd că sunt da. 3 lei. Da, sunt de acord. Pentru Când că faci te un uiți, m-a scenariu sunat, foarte. bă, uite, vă dau caz concret, m-a sunat pe mine, de la Canal D, de la Antene, de la... Vino să filmezi la noi cu 1,5 milion. Zic, cum mă cu 1,5 milion? Filmez 1,5 milion, adică ce fac? Spun bună ziua? Sau ce spun în clipul ăla? Ce fac acolo? Nu, că filmez că tu ești ăla și faci așa și spui 40.000 de replici mi-au dat. Zic, pe cum 1,5 milion?
Și că nu vrei? Zic, nu vreau. Și l-au chemat pe X. Și a venit X și a început să spună hă, bă, mi, dale. Și aia e producția. Da. Eu fiind actor profesionist, fiind actor profesionist, am învățat la niște oameni buni, pe mine m-au cooptat la 1,5 milion, pentru că eu nu sunt actor profesionist, ci sunt actor amator, pentru că n-am școală. Și m-au catalogat la prețul ăla de 1,5 milion, dar totuși am învățat de la oamenii ăștia niște lucruri. Problema ar fi alta, cel puțin la mine, că nu am o echipă de 20 de oameni, adică merg pe teren, filmez, după ce am tot materialul, vin acasă, montez, editez singur, fac coloana sonoră singur, mix masterul singur, tot singur, efecte speciale, toate să le creez de la zero singur. Uite, zice Cristina zice că Montana se sfătuiește cu următorii lui mereu. Da. Urmăritori, da. Ceea ce e un lucru bun. Mereu mă sfătuiesc, pentru că ei mă țin viu pe platforma asta. Și viu în ghilimele, adică bani. Vorbim de bani, ca să înțeleagă lumea. Categoric. Și faptul, prezența lor îmi oferă mie bani. Dacă ei dau click pe video, eu câștig, nu de la ei direct, de la YouTube și tot. Mulțumim, Paul Melinte, pentru donații. Și dacă ei sunt prezenți, în primul rând, eu am ambiția mai mare, pentru că ambiția dispare când vezi că oamenii nu mai sunt lângă tine, știi? Da, absolut. Și e dureros că se întâmplă asta, știi? Dar asta e viața și ăștia și oamenii. Pe lângă asta vreau să te întreb, că am văzut, tu ai mai făcut o emisiune de gen Big Brother. Da, povestește-ne un pic de povestea asta. Măi, ideea asta, eu prima oară am vrut să o vând la o televiziune. Se numește proiectul Cușca. Da. Prima oară am vrut să o vând la o televiziune, nu ne-am înțeles, în fine. Și am zis, bă, hai să încerc eu. Bine, când mi-am pus pe foaie, mi-au ieșit ieftin. Nu știu cum am calculat. Numai curentul de la ai prăpăzit acolo, că am văzut caloriferele și am zis, e bine. A trebuit să închiriez toată locația cu parcare, cu tot, ca să fac și plimbători cei. În fine, plus premiu care trebuie să am făcut cu premiu. Ideea care era? Am zis, hai să iau 6 tineri, să îi pun într-un sistem de detenție, nu asemănător optic cu un penitenciar, că nu am posibilitatea, nu am avut locația necesară, dar să le ofer un sistem de detenție asemănător cu un penitenciar și să vedem cum se descurcă. Hai să vedem 10 zile dacă se descurcă, pentru că mulți zic, aha, eu m-aș duce la pușcărie un an de zile pentru 100.000 de euro. Hai să vedem ce înseamnă 10 zile, nu un an. Și am adus acolo 6 concurenți. Mulți așteptau să aduc recidiviști, musculoși, tatuați. Nu, am adus tineri la ei. Care au de aceea care spun, aș face eu. Exact. Astfel de concurență am vrut să aduc. Unii din ei sunt chiar și aici. Uite, Cătălin Pădurariu e aici cu noi. Și el a fost concurent în Cușca. Și a văzut și el. Măi, nici măcar n-au stat 10 zile. Am avut un abandon a 7-a zi. N-au mai suportat, stresul se ridică la maxim, timpul trece greu, 24 de ore trec ca 240 și așa mai departe. Adică i-am pus, chiar dacă am știut, și o să vedeți și pe episodul următor când spun, bă, poate nu voi avea succes cu experimentul ăsta, poate ies în pierdere, dar măcar atât să câștig, să vă conving pe voi să stați departe de pușcărie. Eu vreau, am așa o propunere, nu știu dacă tu nu ești de acord, nu știu dacă tu ești de acord. Eu nu vreau să fac pușcărie, mă, las-mă pace. Nu pușcărie, eu vreau să creăm un proiect, să-l facem așa. Montana, tu să te ocupi de filmare și de tot ce trebuie, pentru că am văzut că știi, ești ok. Tony, să fie genul de persoană, că vrem să fie pușcărie și nu știu, el să fie pe comedie, să fie ăla de rupe patul, ăla de scoate salteaua, ăla de orice vreți voi. Hai să încercăm să mai facem un proiect. Pe, uite, noi trei facem un proiect. Orice vreți voi. Tony trebuie să fie neapărat pe comedie, tu poți să fii la pușcăria sau cum vrei tu, cum pe consideră pe tine lumea. Nu, trebuie gândit, nu faci un proiect așa doar din vorbe și hai să faci. Nu trebuie gândit și dacă eu îi dau...
privat, nu vorbim aici. Nu, 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 o dăm așa un pic ca să înțelegi o chestie, că ipoteză, Montana, dacă le dăm un pic la oameni ca să înțeleagă, dacă ne ajută un pic și cu toate chestia, cum a spus și Montana, bă, dacă vreți o chestie bună, trebuie bani, frate. Eu n-am cum fără bani să fac, am făcut, uite, Cușca, am făcut Recidivist și l-a făcut cu banii lui. Și le îngaură câteva mii de euro în gaură pentru treaba asta. Deci Montana e în gaură. Dar a făcut ce a plăcut, a făcut, na, nu știu, cât s-a mai crescut, mă, canalul cu Recidivist. Da, asta nu e un câștig. Că... Pe nu e un câștig, dar cât s-a crescut, tu ai băgat câteva mii în Recidivist și da, s-a crescut cu 300 de euro, să zic. Da, bun, câștigul e pe altă parte, că mi-am câștigat eu mai multă încredere în mine. Uite, pot face și asta. Acu 2 ani, dacă mi-ai fi zis că o să fac un film, ce ai, râdeam de tine, ești nebun? Și uite, am realizat, adică asta e câștigul, de fapt. Sau dacă îmi spune că fac un reality show, cine, eu? Asta toată lumea, uite că am văzut mulți care ne scriu că faceți odată un serial online. E foarte greu de făcut pentru că nu avem capital, nu avem bani, nu avem. Dacă am avea un sponsor sau ceva care să ne sponsorizeze să facem un serial, noi ne-am face. E mai ușor să faci un film care durează o oră jumate decât să faci un serial de 10 episoade care durează fiecare episod jumate oră. Da, corect. Da, corect. Pentru că sunt multe locații, sunt mulți actori. Într-un serial nu poți să bagi 2 actori și 5 animatori fugitivi, nu poți. Sau să... animatoare. Indiferent. La urmă, cum s-a terminat proiectul ăsta? Care din ele? Curt. Cușca. Încă mai continuă. Am filmat până la finală. Finala n-am filmat-o pentru că vor vota membrii canalului Montana Vlog. Și... Am înțeles. Urmează să montez finalul și să... Da, da, experimentul s-a terminat într-un final, da, nu? Da. Concurenții s-au votat între ei, s-au eliminat, deci fiecare a trebuit să aibă o strategie proprie. E un experiment psihologic și poate de asta... Regimul de penitenciar, în ce a constat acolo? Numai faptul că au stat închiși, au avut și munci, au avut... Nu, doar au stat închiși. Au stat închiși și și-au făcut strategii. Fie alianțe, fiecare care cu care se aliază ca să le elimine pe celălalt. Deci, chiar dacă a fost oarecum static și lumea se aștepta să fie acțiune, bătăi și chestii, nu avea cum, pentru că am stipulat în contract. Știi filmul? Ăla care au făcut ei o nebunie din asta și unii să fie gardieni. A, da, da, experimentul. Da, da, era un experiment. S-a ajuns rău. Mă gândeam, bă, nu s-o ajunge rău la Montana în clip să se ajungă rău, să se bată între ei și Doamne ferește. Am pus o clauză la contract de 100 de mii de roni și nu. Da, am făcut. Uite, ai făcut pușcărie? Vai de mine, băi, ce nenorocit ești. Deci am pus clauză în contract și s-a respectat. Și în primul rând am spus, băi, hai să fie un respect reciproc între noi. Dacă iese o bătaie, trebuie să oprim tot proiectul, pierd bani băgați din buzunarul meu. Cât ar fi un capital? Mult, mult. Hai să discutăm subiectul. Cât ar fi un serial, de câte episoade? Hai să luăm la ipotetic. Hai, dacă vreți, putem să facem asta. Dacă ai un episod pentru un serial te duce undeva la câteva mii de euro. 4, 5, 6 mii de euro te duce un episod de 40 de mii. Tony vorbește în... Stai un pic să ne înțelegem, că sunt persoane și persoane. Tony vorbește în modul profesional. Da. Hai să vorbim la nivel de YouTube. Te rog eu că... La nivel de YouTube... La nivel de YouTube, Tony, să nu mai vorbim de televiziune, că să sperie Montana. La nivel de YouTube, că sunt gândește că la nivel de YouTube noi o să vrem, că nu avem un platou de filmare, o să vrem să facem niște filmări exterioare, care necesită chirie la locații, necesită închiriere la aparatură. Vrei să spui, Montana, cât costă un episod în TV? Stai, nu vorbi peste mine, că nu înțelegem. Deci nu... Nu înseamnă, am luat noi două telefoane și unul cu telefoanele, asta explicam mai devreme. Înseamnă, dacă vrem să fim profi și să vedeți ceva de calitate, trebuie să facem ceva de calitate. Costă scenariu, costă... Și atunci s-acumulează niște cheltuieli. Gândește, actorii, dacă nu-i găsești din aceeași localitate, trebuie să iasă din altă parte, din alt oraș. Îți vin actorii, cazare, masă, transportul. Adică Montana. Sunt niște... Montana. Faci un buget.
Montana. Un episod, de exemplu, ce filma Vacanța Mare la Canal D, zic așa. Un episod costa 26.000 de euro. Nu cred. Dar spun sincer. Să mor eu dacă cred. Și filma Vacanța Mare era... Ce era? Trei locații? Nici trei locații? Aia ce vedeai tu cu actor, cu tot? Să pun o mică să filmează pe genunchi, știi? Și o filmare pe genunchi va aduce o calitate destul de slabă a episodului sau a filmului. Și atunci putem face și un serial pe genunchi, să iasă mai amărăștean. Umor va fi și calitate va fi cât de cât. Dar munca depusă de echipă nu se va contoriza niciun fel. Adică vom face un fel de muncă voluntară ce am băgat în film, ce am băgat aia scoatem și nu fără niciun profit. Poate. Și atunci eu vă întreb pe voi, mergeți la muncă, dar vă ce la servici, că mie la sfârșitul lunii luați un salariu, da? Eu când mă duc și muncesc o lună să fac un film și mă întorc și am dat 2000 de lei și mă întorc acasă tot cu 2000. Adică... Ce am făcut? Am muncit o lună moca, cum ar veni. Cam asta e povestea, știi? Dacă vede Mugur Mihăiescu clipul ăsta sau Radu Pietreanu sau oricare din ei, poate să confirme că un clip de-a lor, un episod, costa 26.000 de euro. Argumentează-mi. Păi, dă-mi bun. Trei exemple. Să-mi mă duci în 10.000 deci, de ei aveau o echipă întreagă de filmare. Aveau actori care erau plătiți. Aveau... vorbim de un... Bă, vorbim de ceva, da, păi plăteau scump actorii atât și plăteau scump postproducția, dar la postproducție sunt eu, noi aici. Eu fac postproducția. Nu poți să faci Montana cum o fac oamenii, niciodată. Faci pareu. Nu poți. Nu poți. Păi în primul nu. rând, dacă ai cadrele care... Nu pot. Bă, Montana, și eu știu să joc, să zic. Nu, deci ce nu poate face, dar îți trebuie aparatură foarte bună, să poate face și acasă, dar va necesita un volum de muncă enorm încât da. O să aibă părul alb după da. Un film de o oră jumate. Da, știi? Exact. Să aibă cu vreo câțiva mai mult. Exact. Da, asta vorbesc cu echipa de post-producție, e foarte important, că acolo muncesc nu știu câți oameni. Nu poți să fac unul singur. Băieții de la Timișoara Film Society trăgeau voce post-producție, ești nebun? Știu. Ceea ce mie mi s-a părut tot timpul prostie, pentru că asta se făcea cântone acum câți ani? Zeci de ani. Păi nu, aia post-procesare, să puneau vocile după. Nu, acum e tehnologia necesară, dar vorbesc păi, tocmai, că... Păi dar ei încă o fac. Ceea ce mi se pare ok. Băi nu, să face, dar nu la modul în care se făcea atunci primitiv. Nu se mai lucrează așa de greu, înțelegi? Mergeau actorii, jucau la cadru, după aia se puneau să facă post-sincron, să pună vocile peste film, să da, sune la fel. Asta fac băieții acum de la Timișoara Film Society. Asta fac ei, da, i-au luat-o de la zero cu cinematografia. Exact, înțelegi? Bravo. Pentru că nu au avut aparatura necesară la filmare. Lor boom-ul ăla le scutea un alt sunet decât trebuia. N-aveau sintetizator de la pe nu știu câte canale de sunet și atunci să tragi vocile pe alt canal, circuitul de păsărit pe alt canal, traficul de mașini pe alt canal și să le ridici, să le dai cât vrei. Asta necesită aparatură, de aia zic că e o muncă enormă. Dacă nu ai aparatura asta profesională, nu poți să ajungi la o calitate bună. Poți improviza. Hai să vorbim la modul serios. Uite aici, nu-mi la sezonul 1 că îmi găsești multe greșeli și mi le accept. Hai să discutăm sezonul 2 la nivel profesional din punct de vedere al imaginii. Comparativ cu Vacanța Mare. Că cinematica color credit am avut. Am văzut frumos acolo, am văzut cadre compuse, am văzut prin planuri, am văzut... din cu un șarf pe anumite chestii, cu adică o construcție destul de elaborată. Ceea ce la faptul că tu spui că ai învățat astea după YouTube e mare lucru. Te întreb acum ceva. Chiar de unde credeai? De la facultate? Ai fi mulțumit de un proiect filmat așa? Că asta e întrebarea. Pe cine întreba? Pe Toni? Eu aș face un proiect filmat oricum. Înțelegi? Pentru că eu știu că în România nu se poate face film, nu sunt bani pentru film și cine are puterea să facă filme face niște mizerii și niște compromisuri de 3 lei. În România o să face cinematografie, o să face gulănie.
Au o mânuță de actori care sunt ei, s-au împărțit acolo șmecheria cu regizorii, du-te la CNC să iei un buget pentru film. Știi, mă. Deci, dacă nu te iei cu mâinile de păr, eu Știi, nu rog în mă, apă. care păr, Toni, care păr. Și eu am cerut fonduri. Și am arătat că am făcut, am realizări totuși. Că astea Da. mici, da. Și, nu, acolo sunt alte mânării, noi știm. Dar noi acum putem să ne plângem, domnule, că costă atât, costă atât, sau putem improviza și putem scoate calitatea exemplului pe care ți-l Uite, arătam înainte. uite, frate, cine știe, uite, citește comentariul. Rog, Mihai, videograf, cameră. Numai regia costă 4.000 de euro pentru 15 minute. Dar de la modul general, dacă vorbim acum la modul noi trei, fiecare are aptitudinile lui. Aici e altă Noi chestie, Modana. eliminăm multe cheltuieli. Noi Da, eliminăm corect. cheltuieli din spate, adică dacă vrem să găsim cheltuieli, le găsim pentru Corect. confortul nostru. Dar Dar dacă tot vrem nu să va realizăm. fi ceva extraordinar sau de ursul Nu, de eu aur sau vorbesc ce că vrei. poți să faci și condițiile astea de calitate, un film de calitate care să iasă bine, nu o să iasă prost, nu o să fie de calitatea pentru marele ecran, să rupă marele ecran, să Exact, zică exact. un profesionist, uite la film, zice, wow! Nu, nu o să zică, o să uite cu totdeauna un profesionist, să uite cu un ochi critic, uite l-a greșit acolo, uite l-a făcut, la nu știu ce, știi? Dar ținând O cont să de fie de bătrânii, nota 2 pe IMDb, dar nota poate 7 pe uitați-vă la YouTube. filmele românești, făcute în ultimii 20 de ani. Să moară, Da. mă, nu sunt a venit să fac filme cu o cameră, mă, e posibil. Să Băi, plimbă cu puțin, camera aia de ca să înțelegi. bucătărie în bal, să ce Ce scăpă filme? persoana, aia nu Toni. vorbește nimic un sfert de oră și a făcut film de artă. Bă, Da. du-te Tu dracu. ce film? Ce film am văzut eu în ultimul an pe care n-am vrut să-l văd niciodată și am zis că nu mă interesează toate pânzele sus? Au un film foarte mișto și lucrat, Și rog. după ce l-am văzut, l-am revăzut și el l-a revăzut și l-am revăzut și zic, bă, filmul ăsta e excepțional. Ce Și nu, vorbim? bă, actorii și cum jucau și cum... Și eu am zis, filmul ăsta nu o să mă atragă niciodată, nu pot să-l văd. Deci, Cum după n-am ce l-ai... văzut... Și vă mai Și zic o după ce l-am vorbă. văzut, am rupt și l-am văzut tot timpul și îl văd în continuu, exact ca Și vă BD-urile, mai știi? zic o vorbă. Foarte importantă și să o țineți minte. Fă românul să zâmbească, nu să râdă. Dar, bă, fă-l să zâmbească și o să-l doară în pulă de calitatea imaginii. Absolut. Da. Absolut. Fă-l să zâmbească acolo și o să te iubească și o să te aprecieze. Că de aia Tony e apreciat în continuare și... Bă, Înțelegi? uite că a fost acum în seara asta, a fost undeva și zic ăștia. Și uite, am o filmare, eu lucrez pe teren acum și zic așa, te știu după YouTube, te știu cu ăla grasul, știi? Și zic, dar cine e ăla gras? E Mârlanu, mă, dar nu știe niciunul cum îl cheamă, că e Toni Ionescu, dar știe pe Mârlanu, știe pe Tilică. Da. Știe Mă, lumea deci... în general, ăștia cu mai puțină. Foarte mult. Școală, sau așa cum vrei să o dai, dar marea majoritate îl știu de Toni Ionescu și am rămas surprins pentru că, cum să spun, eu am umblat și poate Montana tu știi că eu am umblat cu bieni și în artiști. Niciunul, cu toți cu care am fost eu pe stradă, pe niciunul l-a oprit atât de mult cât l-a oprit pe Tony și vreau să povestesc o fază, cred că eram la Onești, Tony, sau mă înșel, Da. Onești, când am fost în Oșan, eram rupt de foame, nu mai puteam de foame și te-au oprit, au ieșit și bucătăresele din spate și așa. Și am zis, bă, nu mai pot de foame, să plecăm. Și nu putea să plece de poze și de autografe. Ca să înțelegi. Problema, Da. ți-am spus, problema să faci un serial de 10 episoade îți ia 2 luni de zile. În alea 2 luni de zile, plus editarea mai o lună de zile dacă o trag la foc automat și 4 lucrez. ani! 4 2. ani, am înțeles. Nu. Băi, o fac în Oh, 3 luni de zile să mor eu dacă nu-ți aduc proiectul la gata. Că eu trag, eu lucrez 14-16 ore pe zi. Nu mă ridici de la calculator. Pe bune vorbesc. Dar adevărat, Montana, bravo, ai dreptate, o să vă face câte 1.000 de imagini, alune. exact. Uită-te la Cușca, tu gândește-te că 8 zile au stat acolo. Omule, 24 din 24 eu am luat toate imaginile alea și le-am editat. Da, Ce da, da. muncă e acolo singur? Da, Ce adevărul muncă ăsta e, că eu nu m-am gândit la treaba asta, că tu ai filmat 24 acolo. 24 din 24, sute, poate mii de ore de filmat sunt acolo de la mai multe camere de filmat. Și le-am luat toate și le-am editat și le-am postat. Deci pot.
Ia uite aici comentariu. Toni și Dani Mocanu, ce mai sunt legende România. Dar problema e după acele trei luni în care noi am ieșit ca orbi, ce punem pe masă? Da. Că se ajunge la subiectul ăsta sensibil care deranjează publicul de pe YouTube. Dar trebuie să adresăm întrebarea asta. E o muncă și sunt niște bani. Pe masă, că din vizualizări nu ne scoatem banii. Din vizualizări, mă. Abă, să nu mai mințim oamenii. Din 10.000 de vizualizări, tu câți bani faci, mă? Cât poți să faci din 10.000, ca să înțeleagă oamenii? Păi din 100.000 de vizualizări poți face 100 de euro. Deci din 10.000, 10 euro, oameni buni. 10.000 de vizualizări e 10 euro, da. Deci nu mai vă gândiți că facem milioane de euro noi, că ne procopsim cu bani, că nu mai știm noi de bani. Uite, o chestie. Montana m-a întrebat când intrăm pe live-ul ăsta cât durează live-ul. Pentru că omul poate ocupa, nu știu ce. Deja a trecut, eu am spus că durează o oră. A trecut o oră, nici n-a simțit că a trecut o oră. Da. Să mor tu dacă ai simțit sau nu. Da. Îmi face plăcere discuția. E și constructivă și... Absolut, că dai o temă de discuție atât de savuroasă și de bogată, nu ai cum să simți când trece timpul. Și sunt multe de spus. Sunt multe, adică asta e problema. După trei luni, alea trei luni au trecut, ce mâncăm? Că mie îmi vine chiria. Corect. Consum apă. Corect. Altă problemă. Noi filmăm două luni. O lună mă montez. În alea trei luni ce dracu mai postez? Că eu sunt tot pe teren să filmez. Eu ce postez în alea trei luni când moare canalul? Da, mă, Montana, au fost luni când tu ai făcut 2000 de euro pe lună și zicea lumea, ia uite Montana câți bani face, a luat 2000 de euro luna asta. Păi da, mă, dar omul a muncit pentru banii ăștia. Vin haterii și zic, du-te bă la muncă, lasă dracu YouTube-ul, că nu știu ce. Dar dacă îi dau o cameră de filmat în mână, se electrocutează cu ea. Păi nu, să uite, vrei să arăt cum să uite? Ce dracu? Îi pun Premier Pro în față, hai, montează-mă aici. Ce Premier Pro mă ești în pila cap? Eu programul e greu. Like-urile generează bani? Nu. Like-urile nu, dar atenție, like-urile ne ajută pe noi ca, cum se numește, ca și canalul. Producător să ne distribuie la cât mai mulți. Când ai mai multe like-uri, pe noi ne ajută foarte mult. Așa că dacă vă place, dacă vă place de Montana, dați în lupa mea un like aici. Da, Toni fără supărare, dar l-ai plătit taxe la stat sau pensie privată? Normal că am plătit taxe la stat și mult mai mult decât alții. Cum te descurci cu banii, de unde vin? Merg la furat sau când trimit pe Delca, că ăsta noaptea nu-l vede, că m-a întunecat și mă duc la el la țară să ridic banii cu căruța. Dicta România este o gajă din lor, n-am mai zis numai geața gajei, mă crezi că te mutare gajea aptica. Scuzați franceza. Da. Nu, e... Noi vrem să creăm. Asta e răspunsul nostru. Noi vrem Montana, să creăm. Montana, dacă m-am băgat cu curentul și toată lumea nu înțelegea de ce fac eu la țigan atât de multe contracte. Și eu mă duceam la țigan și ziceam, s-a angajat Luminoco din manda factura. Atâta trebuia să spun. S-a angajat Luminoco din manda factura. Și când au... Sunt românul de la curent, dați-mi facturile. Și când auzeau treaba asta, toți veneau pe mine. Mă, ce l-a făcea? Că mai fur și o curești șeful. Zic, nu contează, taci din gură. Nu mai spune la nimic, că sunt aici așa. Băi, era râscul. Băi, ce dracu. V-am dat de discutat. V-am dat de discutat cu prețul la capital. Da, mulțumim Alin și Pomela Mitrescu. E foarte greu. Nu e ușor. Dacă oricine, dacă era ușor, făcea oricine YouTube. Asta e adevărul. Adevărul e că e frumos să faci clipuri și așa mai departe, dar munca din spate este imensă pentru cât plătești YouTube. Corect. Corect, corect, corect. Și mai uite, acum... Hai că avem și intelectual aici, ia auzi. Bă! Nu avem, ce vorbeam? Nu, cred că a zis ironic la referitor la ce am vorbit înainte. Cred că... Se poate, da. Se poate. Hai să nu, să nu-l... Îi mai dăm o șansă. Dacă nu e ironic, vreau să vorba lui Florin Piersic, să-mi giugiulești bărzoiul. Da, mă, nu. Bă, suntem oameni ok, toată lumea, marea majoritate. Uite, noi nu avem hateri, avem vreo patru, cred că care e unul care și-a făcut patru conturi sau ceva vezi genul. Vezi cu patru, că vezi dublu acum, dar nu avem patru. Montana nu a dormit deloc să facă 2000 de euro pe lună, în fine, a lucrat și merită. Da,
Voi poate nu-l cunoașteți pe Montana personal, eu îl cunosc pe omul ăsta. Eu am fost lângă el acolo, am fost și unde și-a luat el sediul ăla ca să facă toate nebunile. Omul a muncit, a tras, a rupt, a făcut, a investit să-ți bătea zi și noapte și uite că omul a făcut ceva. Din păcate munca este, nu este apreciată la adevărata ei valoare, nu în valorile sunt apreciate. Tony, s-a băgat un proiect, să zic așa, la Antena 1. Dau un exemplu și ți-a zis, bă, te costă atât, dar de ce să-ți dau ție proiectul când e Vulpița cu Viorel și le dau 100 de euro? E corect ce spun? Da. Da, da, absolut. Atunci, de ce ai plătit câteva mii de euro pentru niște actori profesioniști când nu ai pe Vulpița care face același rating? Ăștia suntem, asta vizualizăm. Nu, dar mi s-a spus mie, uite, am depus, am vrut să depun acum vreo 2 ani un proiect la o televiziune și mi s-a spus, zic că mă fac un matinal de ne batem cu aia de la antene. Zice, nu, că noi nu avem nevoie, că dimineața dă reloare o telenovelă și aia face cât fac ea. Adică, băi, deci pe telenovela ei dădeau 2-3 mii de euro ca să o redifuzeze, pe când matinalul ăla costă enorm. Câți angajați sunt acolo și câte, câți invitați și câte alea și ce bătaie de cap e. Na. Gândește-te, să zic ceva. Gândește-te numai să le inviți pe Delca, cere câteva mii de euro, ești nebun. Nivelul acesta este și la platforma YouTube, adică același nivel. Hai să nu dăm vina pe televiziuni. Dacă fac, nu știu, că dacă vreți vă fac una și la pariu. Fac un vlog în care zic m-am închis 48 de ore în mașină. Și bineînțeles că decupez și s-a închis și păcălesc. Rupe. Și da. Uite-te că am făcut un reality show singurul vlogger. Las modestia la o parte, nu sunt arogant. Care mă cunosc știu că eu nu sunt arogant. Dar sunt singurul vlogger din lume care a făcut un reality show. Bă, un experiment psihologic. Au, Tony, Tony, ți-am povestit de Motan arogatul? Deci, nu, dar asta e ideea, înțelegi? Și nu s-a dus. Adică da, mă, oamenii sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine, Montana, și ai perfectă dreptate. Dacă acum eu scriu așa, fac un titlu și fac un clickbait. Tony Ionescu s-a necat. Toată lumea rupe. Da, da. Și Tony Ionescu s-a necat de băutură, pun în ghilimele, s-a necat cu băutură și e beat mort. Da. Dar e clickbait. M-am înnecat că am mușcat într-o măr, sau? Nu, te-ai înnecat cu băutură că te-ai îmbătat, gen. Ce planuri ai tu? Pregătește, țuică, alea. Dar îți mai zic o vorbă. Știi de ce eu încă exist pe YouTube? Pentru că am ținut cont de acel mic procent de oameni care mereu au apreciat că vreau să scot calitate. Și acei oameni au rămas lângă mine, în timp ce grămada... Da, mă, dar calitatea e stilul tău, Montana. De oameni s-au dus. Eu am 200.000 de abonați, dar nu sunt toți activi, să nu crezi. Da, da, asta e problema. Au rămas lângă mine. Ei ne întreabă cum se poate să luăm legătura. Caută-mă pe mine, pe Tony Ionescu oficial, trimite-mi un mesaj pe Tony Ionescu oficial, pe ăsta, pe Messenger. Sau cel mai simplu, vă spun eu, pentru că Tony știi câte mesaje primește, pe oficialul ăla primește milioane. M-au lăsat aici pe live-ul ăsta, lasă pe live-ul ăsta. Pe live, pe Cătălin Delca sau pe ce vreți voi, căutați dacă nu Cătălin Delca și vă răspund eu la toate și vă pun în legătură cu Tony și cu Montana și cu cine vreți și cu mă salutorii care Dumnezeu soarte e moartă, cu mă salutorii, cu cine vreți voi vă pun în legătură. Da. Da, ai și un număr de telefon pe YouTube, pe YouTube-ul meu, acolo ai un număr de legătură cu impresara mea. Nu mai da numere de telefon, că nu mai răspunde geta. Termină, te rog. Nu mai răspunde geta, ți-am zis. Era al dragul impresara ta, că dacă îmi sună telefonul, știi că te bat. Da, deci e grele, nu știu, ajung la concluzia că e mult mai simplu, pornesc camera sau telefonul, mă uite, filmez. Uite, pra, ai da. Un comentariu, citește-l. Da, salut, sunt Montana pe vlog și vreau să vă văd cum să mergeți la fâșcării. Bă, nu râde, Tony, fii atent că Montana a făcut un lucru bun, chiar i-a învățat cum să nu meargă la pușcărie și le-a explicat ce se întâmplă în pușcărie și le-a explicat ce e acolo și cum sunt toate chestiile și toate nebunile. Da, da, am văzut ceva și... Deci el a făcut toată chestia asta într-un sens bun, cum ar veni.
Categoric. E o fel de educație cu... Eu nu m-am pus pe vlog să zic că eu am fost vreun șmecher la pușcărie sau ceva de genul. Acum pentru cei care nu mă cunosc. Eu m-am pus, am făcut vlog și am spus, uitați, am fost un tânăr idiot, m-am rătăcit pe cărările magnotelor și am ajuns să fac fapte ilegale. Am ajuns la pușcărie. Pe mine n-a avut cine să mă tragă de guler. Eu nu te trag pe tine de guler. Doar îți zic prin ce am trecut eu și de aici încolo tu decizi, Dumnezeu cu mine. Și eu le-am povestit prin ce am trecut eu acolo, fără să mă laud că am mers eu și am bătut eu pe toată lumea sau căcaturi din astea. Le-am spus concret. El chiar povestea ce a fost. Bă, eu dacă a fost, iau bătaie, nu o bătaie. Dacă exact. A fost... Din punctul meu de vedere, eu, un tip oarecare, nici smart 2, nici pămpălău. Un random guy. Fiecare nu trage în vârstă cât îl duce capul și cât poate. Exact. Așa din gură, toți sunt deștepți, toți sunt smardoi, toți sunt puternici. Da, da. După aia mâine vezi pe comentariu. Mâine vezi pe comentariu. Ia zi-vă, Montana, cum curățai tu cartofi? Cum făceai tu de-alea? Ăștia. Ce bătaie ții de la Tony și Delca? Nu, nu. A, e omul cu Turet. Te pupăm omul cu Turet, fratele nostru, Andrei. Sunt câțiva tipi capabili pe YouTube-ul românesc cu care poți să faci. Mai e problema și cu distanța. Dacă vreți să facem vreodată vreo nebunie sau să filmăm ceva, vreau să fie cooptat omul cu Turet, neapărat. Neapărat. Deci uite, vreau cineva, pe mine acest experiment chiar m-a trezit la realitate și am început să apreciez mult mai mult timpul, libertatea și toate chestiile astea minore. Aș putea zice. Ne putea zice, da. E interesant. Dar eu tot stau și mă gândesc cum ar fi să-l cooptăm pe omul cu Turet într-un serial sau ceva, să-i dai tu text. Și tu îi dai textul. Băi, omule, îi dai textul, tu îi dai textul în trei rânduri și ăla îl face o pagină. Măi, pule, e bine că avem nu, material, adică facem episodul de două ore, adică știi? Nici da, nu mai locațiile atât. Mă, la cine cântă mesajele astea la mine? Probabil că la noi nu cântă nimic. Tu ai cucurigul pe acolo. Fai de cap, nu dă câte mesaje. Linte aici a cântat probabil. Delca încă fute. Asta e o vorbă de al lui omul cu Turet. Delca fute. A, nu începeți iar cu asta, bă. Mulțumim, Paul. Mulțumim și pentru text. Ca să înțelegi o chestie, sper că nu ne vede multă lume și era o chestie. Ăsta Andrei îmi trimitea textul ce scrie el și eu îi făceam text. Uite, Montana, când a început proiectul un prieten din Timișoara, da. Dar eu știu că a fost la tine și a fost destul de fain proiectul ăsta. Bun. Da, da, da. Omul cu Turet scria textul și eu l-ajutam să îl fac cât mai bun pentru emisiune, știi? Și zic, bă, să nu te ia dracu. Să spui vreodată pe acolo Delca Pute sau din astea, să se uite toată antena unul să audă Delca Pute, că te-a mama dracu, zici nebună. Dar e prietenul meu, unul dintre cei mai buni ai mei prieteni, să zic așa. Am avut și hate. Montana, gândește-te că am avut hate că ne folosim de el să ne facem imagini. Eu de cu Toni. De omul cu Turet. Păi și acum ce? Hai să nu mai colaborăm? Nu, nu. Ideea e că eu cu Toni l-am luat pe omul cu Turet înainte să apară unde vrei tu. Și am zis, hai să promovăm pe omul ăsta că e un om super ok și e super șmecher și cum vrei tu. Și după aia primesc hate că vă folosiți de el. Și clipul era înainte să apară el la TV și pe unde vrei tu, știi? Da. Da, ăștia sunt oamenii. Și Andrei e un om de suflet, un om... Toni, cum a fost Toni când te-ai întâlnit cu el și cum a fost toate ei? Ia povestește un pic. Da, eu vedeam live, am văzut live și cu Toni și cu el, omul cu Turet, am urmărit. Am văzut. Și cred că cel mai vizionat clip al lui de pe YouTube, cred că e ăla cu Toni, de-am făcut noi aia cu șeneta, știi? Paul Melinte. Mulțumim că ai devenit membru, Paul. Da, deci omul a fost belea. Când a venit prima oară, eu știam de sindromul ăsta, mai văzusem
Și chiar am fost încântat să cunosc o persoană cu Tureț, să văd pe viu cum e și m-am convins, omul, mi-am dat seama foarte repede și a și spus, zice, n-am complexe vis-a-vis de chestia asta, puteți să râdeți aia, zice, eu fac mișto de Turețul meu ca să mă eliberez de stres și de asta și trăiește împreună cu Turețul lui chiar mai bine decât dacă ar fi sănătos, vreau să spun. La un moment dat a încercat să ia ceva medicamente să scape de sindrom, să scape, nu scape de asta, dar să mai... Amelioreze. Și zice, în clipa când n-am mai avut ticuri, ce m-am speriat, ce am intrat în panică. Și atunci de exemplu, el, ca să-l fac pe Montana, să înțeleg, el dacă e să consume alcool sau, na, să zic așa, în ghilimele, să fumeze ceva, el nu mai are ticul ăla. Sau nu mai are... Nu. Și să sperie. Adică, ce se întâmplă? Nu sunt eu. Bă, toată viața ai trăit cu ăla, știi? Da, eu vreau să spun ceva. Uite, același lucru. Am folosit dezavantajele în avantajul meu. Eu dezavantajul, eticheta asta de pușcăriaș, am folosit-o în avantajul meu. Da, foarte bine. Așa a făcut și Andrei cu sindromul și l-a ajutat enorm de mult. Enorm. Și nu l-a ajutat pe el atât de mult cât i-a ajutat pe alții, pentru că cei cu sindromul Tourette sunt niște oameni foarte retrași, foarte nu știu cum și se tăresc și i-a ajutat foarte mult să iasă în lume. Da. Înțelegi? Da. Doamne ajută, eu mă bucur să văd oameni de genul. Care salut, în primul rând, mulțumim pentru toată munca grea depusă pentru a ne face pe noi să zâmbim. Tot respectul și o idee de serial ar fi ca Tony să fie șef de cameră în celulă și să fie și Andrei. Păi, cum ar fi? Eu acum văd imaginea asta, că mi-a venit exact așa. Tony să zică, Tony, mare, masiv și să fac, băi, liniște, eu sunt șeful camerei, liniște, ai la culcare. Și să bage Andrei cu sindromul Tourette, să pună în pat. Ia, pula, hei, oh! De ce Caterinca? Nu, ar fi Caterinca. Da, dragilor, dacă am trecut o oră și... O oră și un sfert. Ne-am întins mai mult decât de obicei. A fost o seară, zic eu, faină, cu discuții interesante. Montana, dacă ai vrea să mai revii la noi invitat, te așteptăm cu mare drag. Cred că mai avem de povestit multe, pentru că n-am discutat, cred că nici 10% din ce am fi putut discuta în seara asta. Categoric. Oricând, cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc că m-ați mulțumim anticipat, dragii noștri. Vă pupăm. Noapte bună, să fiți iubiți. Dați un share, un like acolo. Intrați și pe canalul lui Montana. Să ne vedem sănătoși și spună, te rog frumos să spună și Montana că bani a cerut pentru apariția asta. Da, mi-au dat 5.000 de euro. Yeah. Da. Am bani de în bani de Monopoly. Vă pupăm, seara faină să aveți. Ciao. Respect. Dacă până închide tunii să nu vorbești prostii.